Domnule Mohamed Murad, ați declarat în spațiu public faptul că municipiul Constanța poate să devină un mic Dubai. Cum transformați Constanța în Dubai? Da, mi se pare că dacă ne gândim un pic mai atent, vedem că Constanța are mult mai multe resurse naturale decât Dubaiul. Dubaiul a avut doar marea și nisipul. Și a putut să facă dintr-o zonă în care nici măcar apa dulce nu este acolo, să facă ce au făcut acolo, într-o țară în care, fără discuție, oameni mai simple, oameni care nu au avut viziune, dar au apelat la cele mai pregătite sisteme internaționale încât să fie Dubai ce este Dubai astăzi. Ce acțiuni putem lua în Constanța pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung? Turismul, fără discuție, la ora asta noi avem peste undeva la 1.800.000 de oameni care vizitează județul Constanța pe an. Vă garantez că în scurt timp o să fie, cifra va fi dublă. Cum se poate face acest lucru? O să fim atenți să oferim oamenilor ce caută. Așa cum s-a întâmplat la Cluj și chiar la Sibiu, de ce și în Constanța nu? Avem autostrada. Până la autostrada spuneam că dacă ar fi fost autostrada, ar fi o chestie perfectă pentru județ. Avem autostrada și încă, din păcate, nu am crescut așa cum trebuie turismul. Cu siguranță, Constanța trebuie să devină stațiune turistică pentru nu 20 de milioane de români, pentru cel puțin 30-40 de milioane de oameni din jur. Și aici mă refer la Ungaria, la Polonia, la multe alte țări, 80 de milioane, de ce nu? Cred că cel mai important punct este mărirea sezonului estival pentru mai mulți turiști. Cum facem ca să mărim sezonul estival în Constanța? Cu siguranță nu putem mări cu ruleta. Trebuie să oferta noastră fie complexă. Ce avem astăzi noi, hotelurile, seamănă foarte mult cu într-un restaurant unde se oferă fie un piept de pui cu cartofi și atât. Turismul are nevoie și de foarte multe componente. Plouă, avem ce face. E foarte cald, avem ce face. Avem piscine, avem baze de tratament. De ce nu în fiecare persoană să ducă, chiar dacă tineri, la un tratament balnear, măcar o dată, de două ori, de un sejur. Și multe alte activități care se poate completa oferta noastră din Horeca către consumatori, respectiv turiști. O mare problemă cu sezonul estival, observ că sunt angajații care sunt angajați doar 2-3 luni după nu mai au locuri de muncă. Ce facem, ce poate să facă România pentru acești oameni ca să-i protejeze? Aici avem o chestie foarte interesantă. Cred că e nevoie să putem continua. Nu putem continua cu numărul total. Astăzi, în hoteluri și restaurante în Constanța, lucrează peste 80.000 de angajați, ca să aveți idee, cu toate anexele. Putem mări sezonul la 6 luni, fără discuție, iar celelalte 6 luni putem face alte activități care sunt pregătătoare pentru sezon. Pe vremea lui Ceaușescu erau ateliere de confecție unde făceau uniforme pentru oameni, erau solare, erau foarte multe alte activități în care mai observau undeva jumătate de vreo 40.000 de oameni. Astăzi nu există economie în Constanța, nu este articulată. Nu sunt legate lucrurile. Adică noi consumăm mii de tone de legume și alți care produc legume, și astăzi chiar am întâlnire cu producătorii de legume din județul Constanța, nu ne întâlnim. Nu avem o platformă în care cei care produc cu cei care consumă să se întâlnească încât să promovăm tot ce se produce în județul Constanța. E nevoie de o viziune. Concluzie, una singură. Avem nevoie de viziune să nu mai ne laudăm cu fonduri europene, pentru că fonduri europene, prima fază, sunt foarte binevenite, că putem face infrastructura județului, dar nu sunt durabile aceste avantaje. Din contră, devin dezavantaje. Răzvan, tu ești un tânăr. Poate nu dai seama că în fiecare
investiții pe fonduri europene se termină odată, luăm 10 milioane pentru un drum sau pentru canalizare, dar întreținerea ei, ulterior, se face din bugete locale. Dacă nu producem, nu avem bani să întreținem ce investiții facem pe fonduri europene. Și aici, cred eu, opinia personală, normal și normal, în fiecare județ trebuie să primească bani concomitent cât bani s-a făcut pe investiții private. Adică dacă județul Constanța a atras 100 de milioane de euro pe mediul privat, adică antreprenor, investiți de 100 milioane pe an, guvernul trebuie să alocă județul Constanța acest sumă. Pentru că înseamnă că concomitent facem producție, facem infrastructură. Dacă facem doar infrastructură, o să vină vreme când nu mai vedem pe nimeni în anumite sate și comune dacă continuăm așa. Că nu avem producție și nu avem locuri de muncă. Pentru că vorbeați de investitori. S-a construit foarte multe municipii Constanța în ultimul timp. Ce părere aveți de toate aceste noi construcții? Acum, dacă cineva, nu știu dacă cineva s-a gândit de ce și cum se vin aceste construcții, pentru că nu Constanțenii ne cumpără. Ce se întâmplă în stațiuni turistice este un avantaj temporar care va deveni o mare problemă. Noi, cu alt cuvânt, transformăm tot ce există stațiuni turistice care trebuie să aibă 70% spații verzi, 15% amprente hotelurilor, 10% parcări, așa și mai departe. Am transformat tot ce există în Mamaia într-un cartier de oraș și nu mai seamănă cu stațiune. Și atunci omul care vine pe litoral stă într-un apartament, la 5-6-10 metri de el alt apartament, nu vede nimic decât vecinul. Asta este un lucru foarte trist și un dezastru al cuvânt și de asta vă spun că eu lupt să nu se întâmple acest lucru, încât în stațiunile turistice să există două zone bine delimitate. Zona rezidențială, care poți să faci blocuri, poți să ce vrei tu, apartamente, și zona turistică, unde sunt doar hoteluri, restaurante, cluburi și altele. Avem mare nevoie în Constanța de două autostrăzi. Una care să lege Mangalia de Constanța, normal, și alta care să lege Constanța de Tulcea. Dacă dumneavoastră o să ajungeți la Consiliul Județean, o să faceți aceste autostrăzi? Eu până la autostrăzi vreau să aduc număr cât mai mare de oameni. Foarte important să atragem turiști. Astăzi, noi când vorbim, sunt milioane de români care pleacă în străinătate, da? În Bulgaria, în Grecia, în Turcia. Cineva a întrebat de ce pleacă românii acolo și nu vin bulgarii la noi. Ce au ei, nu avem noi, și ce trebuie să avem noi ca să vină ei la noi? Promovare. Cred că promovare e una din lucruri care e importante, un element important și un criteriu de bază. Dar ce ne avem noi, repet ce spun, nu avem o gândire amplă. Și vă spun, a fost în 2010, 11, 12, așa, a început să vină un număr destul de important de străini, undeva la 12%, după care au dispărut. Avem nevoie de foarte multe evenimente, avem nevoie de un turism organizat. Noi avem un avion charter, am avut doar din Israel. Astăzi, bulgarii au în fiecare zi peste 50-100 de atelizări, da? Și 100 de decolări, la doi pași de noi, în Varna, iar noi nu avem niciun. Cineva a întrebat de ce ei au și noi nu avem. Nu fac comparații cu Turcia sau Grecia sau Croația. De ce Bulgaria are și noi nu avem? Pentru că, repet și spun, Bulgaria a fost un pic mai atenți și au făcut niște stațiuni bine delimitate, au aruncat oferte mici către, în special, nemți și ruși și alți potențial turiști, iar noi am stat ei la biroul lor
și aici mă refer la primar, consilier SAN, deputații, senatori, partide, și noi, oameni de afacere, am căzut între scaune, între mafia imobiliară care s-a instalat în Constanța și așa numit administrație publică care nu știe care e interesul. Și noi, ca oameni de afacere care facem parte din bazele turismului românesc, nu mai avem niciun rol. Și când apare unul care eu am relație cu el, îmi dă mie rolul, că sunt mare om de afaceri și mare investitor, dacă nu sunt de acord cu el, cum a fost domnul Ciolacu, a fost aici, s-a întâlnit cu oameni din turism, dar nu m-a invitat pe mine, cu toate că sunt numărul 1 la locuri de cazare în țară. Întrebarea, ce facem? Facem politica pe culorile care are fiecare partid sau facem politica unei țări? Un prim-ministru, el nu e PSD. Se înceală dacă crede că el face pentru PSD. El este român. În momentul când ai fost numit ca primar, ca consilier SAN, ca orice ministru, ești ministru tuturor. Ești prim-ministru tuturor românilor. Acea gândire îngustă și pe care are în spatele ei interesele și sub masa private și personale, de persoană și de găș, cum este în Constanța, opinia personală, trebuie cu tot să luptăm ca să dăm la o parte. Pentru că vorbeați de oameni de afaceri, ce investitori vreți să aduceți în Constanța? Să știți că investiții exact ca și pământul. Dacă e pregătit, orice pui în el crește. Dacă nu este pregătit, nu crește nimic. Am nevoie de să creez un mediu pozitiv, în care să zic, în fiecare persoană care creează un loc de muncă, ești binevenit, ai tot sprijinul nostru, îți dăm tot confortul, îți dăm utilitățile, îți dăm drumul, tot ce ai nevoie, dar poftiți, faceți investiție și aveți în noi oameni de bază și de încredere. Ce faceți ca să aduceți investitori, având în vedere că și Bulgaria și Turcia își doresc investitori? Cred că România are niște avantaje. În primul rând, românii sunt mult mai accesibili. Față de bulgari, nu sunt mult mai vorbitori orice limba străină. Franceză, engleză, spaniola, italiană, acum. Cred că România, cu toate cele care sunt, din punct de vedere dinamica pieței din România, este ok. Nu putem nega acest lucru. Deci, cu siguranță o să fiu foarte atent încât să atrag un număr cât mai mare și în special din zona noastră. Știți foarte bine că insula Brăila a fost cumpărată de un fond de investiții din Dubai și au intenții mari să facă investiții. Nu uitați faptul că avem un lucru foarte important, faptul că astăzi, când vorbim noi, județul Constanța produce 25% din consum de energie la nivel național. Deci un sfert din tot ce se produce în România se produce în Constanța. Asta e un element foarte important. De ce? Pentru că orice investiție are nevoie de curent și de energie. Iată că avem resurse, nu consumăm cât avem, avem mari probleme cu consum, alți au probleme că n-au energie, noi avem probleme că nu avem cum să consumăm energie care putem produce și care producem. Și totuși plătim foarte mult la energie. Aici e mafia statului, să știți. Ce nu e corect. O mare parte de energie nu avem nevoie de ea, din păcate. La ora 4, dacă mergem la ora de mână și o să vedem, aurienii sunt oprite, că nu mai e loc. Nu mai e nevoie de energie. Aici e statul care nu știe, nu are viziune. Am nevoie să facem producție bazată pe consum de energie. Pentru că e foarte ieftină și putem chiar să devenim un fel de o China europeană și concurăm pe turci care au luat acest rol și exportă foarte mult în Europa, să devenim noi, în familia europeană, o zonă unde se produce multe și avem nevoie ca să putem avea o economie sănătoasă. De ce ați intrat în aur? Pentru că e un partid nou, în formare, acolo pot să contez, pot să aduc plus valoare față de alte partide care deja sunt împătrinite, acolo cum sunt așezate și nu poți să faci nimic. Chiar dacă dorești, nu poți să faci.
Ce deși șeful aia e. În aur lucrurile nu stau așa. Noi, eu fac parte din echipa de conducere și am relație foarte ok cu colegii mei din staful de conducere, inclusiv cu domnul George Simion. Și de asta am intrat în aur, nu am primit în viața mea nimic gata făcut. Am făcut cu mâna mea. Și atunci am preferat să intru în partid în opoziție, încât să formăm oameni, să ne pregătim să fim o alternativă pentru actuala putere, partidul comunist. Vă mulțumesc, domnule Murad, că ați fost astăzi alături de noi. Și mulțumesc. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit până la final. La revedere!